Bună seara și bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre neregulile înregistrate la bacalaureat. În studio se află domnul ministru al educației Mihail Șlehtițchi. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Doamna deputat PL Ana Guțu, care este și profesor universitar. Bună seara, bine ați venit! Eu bună seara. V-am invitat tocmai pentru că știți care este sistemul și poate aveți și, eu știu, idei pentru ca acest sistem să se îmbunătățească. Și domnul Bogdan Zumbreanu, care este șeful Direcției Urmărire Penală, Centrul Anticorupție. Bună seara și bine ați venit! Da. Bună seara, bine ați revenit alături de noi. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm cu mare drag, că avem la dispoziție 5 minute. Știți, eu întrebam de fiicimea care e în Franța, cum e la ei, că tocmai mă aflam la Paris și mă întrebam, când vedeam aceste știri, mă întrebam cum e la ei remediu. Și ea îmi spunea că acolo, de fapt, cineva care încearcă să copieze la examen, 5 ani de zile nu se mai apropie de instituția de învățământ. Și asta funcționează, e adevărat că nu e de ieri și nu e de azi, dar totuși vreau să revin la constatarea dumneavoastră, domnule ministru, mi se pare pesimistă, când ați spus că școala de fapt pierde competiția cu societatea. Modelele care le furnizează societatea, din păcate, sunt mai puternice. Și atunci mă întreb dacă nu sunteți dumneavoastră utopistul de adineauri care vroia să construiască comunismul într-un stat separat. Dumneavoastră vreți să luptați cu corupția în domeniul educației, în timp ce peste tot în jur persistă, bine mersi, corupția și dacă nu, porniți un război pierdut din stat. Optimismul meu pornește la experiența Georgiei, a țărilor baltice, se axează pe experiența țărilor cu experiență educațională avansată. Ce s-a întâmplat în acele țări? S-a reușit construcția unui context socioeconomic și a unor practici sociale care de zi cu zi spune societății, te poți afirma prin propria capacitate. Când patronul te selectează, făcând abstracții de relațiile tale de rubedenie, făcând abstracții de, dacă dorești, mulți alți parametri, notele, spre exemplu, care se regăsesc în niște diplome, oferindu-ți posibilitatea să te îmbogățești, îmbogățindu-se și el. Când vom avea o asemenea mentalitate, vom vedea că am ajuns la o stare foarte bună. Când omul este inconvenabil să dar ofere mită sau să ia mită. Dar nu poate de unul singur. Atunci când la poliția rutieră, de exemplu, continuă să funcționeze din mecanisme vechi, dacă nici justiția nu scapă de asta, dacă doctorii, dacă nu mergeți mână în mână, dumneavoastră sunteți... Foarte bine a spus. De aceea și am spus, există o cale magistrală care trebuie să implice întreaga societate. Exact. În perioada sovietică, dacă mai țineți minte, existau multe bancuri cu referire la polițiștii georgieni, milițieni georgieni, care erau cei mai corupți în fostul Imperiu Sovietic. Nu de mult am vorbit cu unul din ei, întrebându-l dacă mai amită. Dar el nu mai lucrează, înseamnă că, pentru că georgienii s-au lăudat că sistemul e curățat. No. Exact. Și l-am întrebat de ce nu se amită și el mi-a spus de ce. El mi-a spus... îmi este inconvenabil să iau mita, fiindcă am un salariu foarte bun, am un serviciu, am toate înlesnirile necesare, mi-am rezolvat probleme legate și atunci când sunt pus în fața faptului de a lua un 3, 4, 5 sute de euro, înțeleg prea bine că pot pierde mult mai mult. Iată, dacă doriți, cheia succesului. Atunci când contextul socioeconomic pe care georgienii au reușit să-l construiască, practicile sociale pe care le-au impus societății, vor induce un asemenea sentiment, atunci vom spune că am ajuns la faza când am diminuat substanțial corupția. Dacă nu vom face această schimbare, rolul central îi aparține evident clasei politice, atunci vom tot schimba metode, forme, vom aduce utilaje de bruierea spațiului electronic, vom avea examene, vom avea sesiuni, dar vom constata că am făcut doar niște pași foarte mici, fiindcă problema așa și-a rămas nerezolvată. Deci, cu noul context de care avem nevoie și noile practici. Asta înseamnă ce, domnule ministru? Mă iertați, domnule Botnaru, că intervin, oricum rămâneți. Asta înseamnă la nivel global pornirea mașinării economice, locuri de muncă, investiții și crearea unui climat concurențial pe care nu-l avem. Ca el să nu vrea să ia mită. Dar și el depinde de acel context, fiindcă banii trebuie să vină de undeva. Noi se recunoaștem, noi avem o piață competitivă. Da, dar sunt țări sărace care în învățământ investesc mai mult decât în Republica Moldova. Păi ele investesc în bani de unii. Care pentru că până la urmă de aici venim cu toții, de aici vin și medicii, de aici vin și profesorii din sistemul de învățământ. Țara săracă, prin definiție, nu poate investi mult în învățământ, fiindcă nu are de unde lua bani. Noi spunem despre pornirea unor motoare care vor schimba mentalitatea prin oferirea unui alt ritm
ritm de viață pe care nu-l avem. Astăzi scria cineva într-un ziar foarte important că avem același sistem. Sistemul, de fapt, nu s-a schimbat. Noi încă nu ne-am debarasat de vechiul sistem și el produce o mentalitate perversă. Nu știu dacă cineva vrea să se debaraseze de acest sistem. Publicitate și ne întoarcem, domnule Botnaru, rămâneți cu noi, vă rog. Publicitate. Ne-am întors în studio, domnule Botnaru, sunteți cu noi, sper, da? Da. Așa, vă rog. Am întrebare pentru doamna Guțu, dar și pentru domnul ministru. Pentru că domnul președinte Timofte a atins acum o strună sensibilă la Congresul Judecătorilor când a pledat pentru majorarea salariilor judecătorilor, pentru că astfel salariile mici îi determină sau îi ispite să ia mită și atunci și domnul ministru ar fi în drept să spună același lucru. Și atunci întrebarea mea este dacă totuși credeți că este etic a pune în legătură salariul mic cu această infracțiune, decadere morală în fond, pentru că, de exemplu, nimeni nu este mulțumit de nivelul salariului sau foarte puțin sunt mulțumiți în societatea de tranziție, dar a pune în felul ăsta problema, dați-mi salariul mai mare, în caz contrar o să comit o infracțiune, dacă este, mai ales în domeniile astea care trebuie să fie profund morale, este etic să se pună în felul ăsta problema? Dacă îmi permiteți, desigur că o atare abordare ar fi mai mult unilaterală. Nici majorarea salariilor la judecător și nici o majorare bruscă a salariilor la profesor nu va soluționa problema. Este aspectul material care nu este de neglijat, este important, dar nu este cel mai important. Eu cred că ceea ce se întâmplă acum în școala și în liceele din Republica Moldova este și o consecință despre care mai puțin s-a vorbit în această seară, mă refer la exodul părinților peste hotare și lipsa părinților. Ei nu sunt alături de elevi. Ce fac acești părinți? Le trimit bani. Deci elevul are suficienți bani pentru a-și procura un telefon ultim model, un computer ultim model. Mai mult decât atât, acești copii care sunt bine asigurați material, inclusiv în provincie, își permit să nu prea vină la lecții și notele din start până ajunge la examenele de bacalaureat, ele sunt din start fraudate. Adică acel 8 pe care îl are în școala din provincie nu este 8-ul lui, este un 8 pe care îl cumpără de la profesor. Iată de ce nivelul educației în familie, scăderea acestui nivel de educație din familie, lipsa părinților alături de copii a influențat foarte mult materializarea mentalității la elevi în societatea noastră. Și nu cred că din momentul în care profesorii vor avea de două ori un salariu, zicem, de două, trei ori mai mare, cu toate că financiar este imposibil la etapa actuală să vorbim despre așa ceva, fenomenul va fi eliminat. Și atunci din, cu atât mai mult războiul e pierdut, dacă noi pe părinți n-am. Este adevărat, eu vă înțeleg dispoziția dumneavoastră, fiindcă, într-adevăr, avem motive să fim pesimiști și, de fapt, și domnul ministru și noi cei care venim din învățământ ne dăm bine seama că trebuie să te încaier cu un sistem întreg, cu întreaga societate. Este foarte greu să schimbi lucrurile. La nivel politic, de asemenea, că nu există, se vorbește despre lipsa unei voințe politice. Sunt de acord, dar nu este lipsa voinței politice că acel copil vrea să copie, vrea o notă mai mare, nu este lipsa voinței, nu este lipsa, nu are nicio treabă voința politică cu aceasta. Am impresia că totuși am preluat, nu știu, societatea noastră este profund bolnavă și profund afectată de mai multe flagele. Da, corupția este foarte la modă să vorbim despre... Noi în societate vorbim foarte rar despre temeiurile, dacă vreți, etice și morale, despre filozofia lucrurilor. Iată și iar vreau să vă întreb despre un lucru. Dacă se pune în legătură astăzi, și asta e valabil și pentru domnul ministru, întrebarea între examen, BAC și munca profesorului, pentru că asta e rezultatul și a muncii profesorului. Exact. Dacă ar fi o legătură, eu înțeleg, dacă s-ar da salariu mai mare, pentru omul care ultimii 5 ani nu are niciun examen picat la BAC. Asta ar fi o legătură, rezultatul muncii. Despre lucrurile astea mi se pare trebuie vorbite așa atunci exact. Și părinții poate n-ar da bani atât de ușor pentru a cumpăra examene. Vă mulțumesc pentru întrebare. Pentru început, în câteva cuvinte despre ecuația pe care o propune domnul președinte Bofti, care este, după mine, una foarte bună, fiindcă ea stabilește o corelație între gradul de libertate a omului, gradul de coruptibilitate și gradul lui de salarizare. Experiența omenirii a arătat că, de fapt, între gradul de salarizare și gradul de coruptibilitate există o dependență invers proporțională. Cu cât gradul de salarizare crește, cu atât gradul de coruptibilitate descrește. Apare problema de unde găsim acești bani. Și atât în această ordine de idei,
Vreau să vă vorbesc despre codul educației pe care l-am elaborat. Vorbeam astăzi despre calitatea învățământului și am spus că ea și de această dată corespunde unei legi economice fundamentale. Avem calitate acolo unde avem concurență. De ce? Vorbeam despre noul cod al educației care aduce spiritul de concurență și pentru întâia dată în istoria învățământului din Republica Moldova oferă clasamentul instituțiilor de învățământ. În acel clasament vor fi 10 criterii care vor lua în considerare inclusiv calitatea muncii pedagogului sau gradul de coruptibilitate al liceului. Adică dumneavoastră spuneți să nu o facem pe mironosița, să declarăm foarte clar, dăm salarii pentru ca omul să fie liber și să nu aibă aceste ispite. Categoric, dar îi dăm salarii numai pentru munca lui, deci îi ridicăm salariul motivat. Noi vom avea conform codului ocuparea posturilor în învățământ în bază de concurs, mă refer la învățământul preuniversitar, fiindcă avem aceste concursuri în învățământul universitar, mă refer la acest clasament al instituțiilor de învățământ, al tuturor instituțiilor de învățământ, care va proveni din 10 criterii, între care se va regăsi gradul de coruptibilitate al instituției. Da, dar eu vreau să întreb cum anume va fi calculat acest grad, după ce criterii? Vă spun, de ce excludeți faptul că va dispărea corupția? Sau... Nu, vă spun, corupția dispare numai dacă inventezi niște mecanisme care sunt în stare să o diminueze sau chiar să o anihileze. Care sunt mecanismele clare? V-am spus, în cazul de față, mecanismele sunt de extracție concurențială și ele trebuie să propună o luptă în cadrul sistemului educațional ca cei mai buni să primească mai bine și cei adică mai răi să primească mai puțin. Adică să fie convenabil să nu fii corupt. Mai bine să fii convenabil, cât de bine a spus, fiindcă știți care e problema la noi? Mentalitatea perversă din Republica Moldova, cu părere de rău, a transformat perversiunea în normă. La noi, dacă spui că am copiat și tot să uite cine declară acest lucru, înțelege prea bine că asta, de fapt, trebuie această declarație percepută ca o normă. O mamă, nu de mult la o televiziune, declara, toată viața am copiat, spunea ea, și copilul meu va copia și el. Ea, de fapt, opera cu o normă, cu o idee care în viziunea ei era o normă. Trebuie să recunoaștem că de foarte multe ori în Republica Moldova, perversiunile au devenit norme. Antinorma a devenit normă și acest lucru este foarte periculos. Dacă nu vom mobiliza întreaga societate, nu vom oferi mecanisme care vor distruge vechiul sistem și vor produce noi contexte socioeconomice, noi practici comportamentale, atunci suntem sortiți pe ei. Acea mamă n-a auzit strigătul disperat al lui Cheianu, piesa celebră în care știți situația, când un doctor n-a vrut să opereze un tânăr că n-avea bani, ca până la urmă se descopere după ce a murit tânărul că era fisul și era o istorie reală. Din păcate, toți trebuie să ne facem băi reci unii altora ca să înțelegem odată și odată. Domnule Botnaru, dumneavoastră cum vedeți aceste metode de luptă împotriva corupției din acest an? Eu știu descinderile, că... tot ceea ce am... Eu sunt de modă veche și trebuie băgată un pic de frică care păzește hărbujii, cum se spune la țară, sau pentru că eu am pornit de la teza asta. Totuși, tinerii ăștia care sunt deja suficient de maturi care să ia decizii și uneori iau decizii destul de responsabile, dar sunt suficient de maturi ca să înțeleagă. Dacă faci carte, ai șansă. Dacă măsluiești, nu mai... Și asta s-au convins deja foarte mulți tineri care au plecat prin rețelele universitare și au văzut că dacă te culci cu burta pe carte, așa cum se vorbește în română, apoi ajungi și la Banca Mondială, și la Fondul Monetar, și la Oxford. Da, domnule Botnaru, dar pe de altă parte, vedeți care este situația. Un copil învață, se duce la examen cu mâinile goale și cunoștințele aici, alături unul copie, ia un 10 bine meritat, iar cel care a învățat ia un 8,5. Lorena, crede-mă că ăștia care au carte și domnul ministru propune metoda asta, într-adevăr, iarăși fac referință la Franța. Cel mai greu e suportă primul an, pentru că este anul de test și se testează inclusiv cunoștințele. Ori iată, perna asta de oxigen se va epuiza parcursul primului an, sesiunea de vară de la universitate va arăta într-adevăr dacă omul a luat pe merit nota sau nu, adică să nu fie decisivă. Sistemul trebuie să încurajeze într-adevăr oamenii capabili și inclusiv bursele pentru studii în străinătate trebuie să dea la cei mai buni pe merit și nu pe note. Da. Domnule Botnaru, mulțumim foarte mult pentru participare. O seară bună. O seară frumoasă.